seara, iubiți prieteni! Cred că începem să ne lămurim cu toții că depășim o paradigmă și ne pregătim să intrăm într-o altă. Dacă până acum, din punct de vedere social, omul a depins foarte mult de biologic, este foarte posibil ca mai tinerele noastre generații, copiii noștri, nepoții noștri, să intre într-un soi de eră tehnologică. Poate fi un progres din punct de vedere material, poate un regres din punct de vedere spiritual, dar nu o să discutăm despre această dihotomie între evoluție tehnologică versus involuție spirituală, ci vom vorbi despre noile modalități ale omului de a folosi și de a se folosi de toate energiile înconjurătoare și dacă s-ar putea să ne dea Dumnezeu gândul cel bun, fără mai crea efectele colaterale atât de păgubitoare pe care le-am creat odată cu Revoluția Industrială, începând din Anglia secolului XVIII, poate vom reuși să înțelegem faptul că aparținem unui întreg, că suntem și noi o piesă de puzzle, într-un puzzle mai mare, care compune natura. Și natura nu este altceva decât o piesă într-un puzzle mai mare numit Univers. Hai să spunem că începem cu a doua jumătate, cel puțin a doua jumătate a secolului 20, umanitatea a avut șansa să beneficieze de niște minți uluitoare, niște minți fabuloase, niște minți care au premeditat cumva cu mulți ani înainte ceea ce va urma să vină și din punct de vedere al evoluției tehnologice peste noi. Unul dintre acești vizionari, acești văzători, tehnovăzători, ca să spun așa, a fost și Nicolae Tesla, un român, un apropiat fundamental de spațiul acesta de care aparținem și noi și poate un neînțeles. Astăzi, invitat în emisiunea noastră, Eugen Bărgăuanu, ne știm de atâta timp cu privitorii acestei emisiuni, nu-ți mai fac nicio introducere. Aș vrea să te întreb chiar de la început ce anume ne reține pe noi oamenii, hai să zicem modern de astăzi, să-l înțelegem pe deplin pe Nicolae Tesla. Ne scapă în continuare sau nu vrem noi, ne încăpățânăm noi să nu ieșim din inerția asta a consumismului teribil sau pur și simplu este atât de departe de capacitatea generală a omului de a abstractiza și de a concretiza în același timp niște informații încât ne scapă. Amândouă lucrurile sunt adevărate pe care le-ai spus. Adică, pe de o parte, noi cred că nivelul lui de a privi lucrurile este atât de înalt încât omenirea n-a fost pregătită atunci să-l primească, înainte de 1900, să-l primească pe Nikola Tesla. Nu este pregătită nici astăzi încă să aplice descoperirile și modul și filozofia de a privi lucrurile ale lui Nikola Tesla. Iar pe de altă parte există un fenomen, eu aș spune invers Pavlov. Există o anecdotă despre Pavlov. Se spune că după ce a murit câinele, Pavlov i-a mai dus încă 2 ani de mâncare. Suntem obișnuiți să privim lucrurile într-un anumit fel și ne este foarte, foarte greu. În psihologie se numește escaladarea angajamentului. Să credem și să vedem că există și alte lucruri în afară de lucrurile cu care suntem obișnuiți. Există o poveste foarte faină despre Cristofor Columb când a ajuns în insulele din Caraibe, în Martinica, și el nu a atins niciodată continentul. A fost primit ca un zeu, pentru că existau niște profeții care corespundeau cu se suprapuneau cu venirea lui. Și după ce s-a împrietenit, au mâncat împreună, a fost primit pe insulă, șeful tribului a îndrăznit să-l întrebe cu ce a venit. Și el a arătat corăbile, cele 3 corăbii cu care Nino Pinta, cu care venise, și a constatat surprins că niciunul dintre membrii tribului nu puteau să le zărească. Și de-abia după foarte mult efort, vraciul tribului cu coada ochiului a reușit să le zărească și a învățat și pe ceilalți cum să privească ca să le vadă. În mintea lor, neexistând decât foarte mici bărcuțe cu care se plimbau în jurul insulei, nu exista loc pentru aceste corăbii. Așa și aici. Adică dăm voie să rețin, pentru că e o frază interesantă asta pe care o spui și care ar putea să ne lămurească cu foarte multe alte privințe. Într-o oarecare definiție, hai să spunem mai degrabă filozofică decât științifică, inexistentul nu este altceva decât un existent
care transcede capacitatea minții de a-l recepționa, exact, și de a-l interpreta. S-au făcut foarte multe experimente și îți întăresc argumentul. Am citit un experiment de telepatie la distanță, făcut între ruși și americani după ce aceștia s-au împrietenit, după războiul rece. Da. Și unui, hai să spunem, medium din Siberia, un om foarte puțin evoluat din punct de vedere tehnologic sau din punct de vedere al omului modern, i s-a dat să recepționeze din partea unui alt telepat american simbolul unui dolar. Sigur că siberianul habar n-avea de dolar, nu văzuse în viața lui un dolar, nu se raporta ca informație sub nicio formă la dolar. Tocmai de aceea s-a și experimentat această informație, această transmitere de informație. Și totuși omul a fost capabil să deseneze pe hârtie elemente, o lebădă, niște bare, o piramidă, le-a așezat ca într-un desen, adică el a desenat un tablou cu toate elementele geometrice și simbolice de pe bagnota de un dolar, ca dovadă că a înțeles informația, a receptat informația, dar n-a știut, pentru că nu mai văzuse în viața lui bagnota de un dolar, n-a știut cum să le placeze toate aceste elemente într-un singur context. Deci informația circulă inevitabil. Doar decodificatorul este cel care poate sau nu poate să traducă, sigur, această informație. Sigur, adică sunt... E ca și cum informațiile ar exista peste tot în jurul nostru, într-o gamă foarte, foarte largă, iar noi avem niște filtre prin care filtrăm și vedem doar anumite frecvențe, doar anumite lucruri, în mare parte setate de mintea, educația și credințele noastre. Asta este, de fapt, paradoxul. Da? Chiar în psihologie se spune că, indiferent dacă tu crezi că un lucru este sau nu adevărat, ai dreptate. Adică el, de fapt, creează universul tău. Pentru că vorbim de Nikola Tesla, vreau să le recomand tuturor celor interesați de acest uluitor, de această uluitoare minte, dar și de un uluitor suflet, da, care a avut capacitatea să înțeleagă că nu întotdeauna tehnologia trebuie să se opună spiritualității, ci dimpotrivă. Spiritualitatea este un grăunte care germinează poate cele mai interesante descoperiri tehnologice pe care omul le-a descoperit. Energia liberă, utilizarea apei ca vehicul informațional și așa mai departe. O carte foarte, foarte interesantă, Fantasticele invenții ale lui Nikola Tesla, de la editura Vidia. În ea veți găsi cele mai uimitoare invenții și probabil cele mai spectaculoase ecuații pe care acest gânditor planetar, nici nu știu cum să-l numesc, le lasă posterității. Poate nu nouă, poate copiii noștri vor reuși să deșifreze până la capăt ce a vrut Tesla cu noi. Noi suntem, știi foarte bine, ne ocupăm de cercetări în domeniul acesta, AIM Group, în domeniul științelor de frontieră, parapsihologie, free energy, și am creat această editură tocmai pentru a face cunoscute aceste idei. Sunt mai multe cărți pe care noi le-am publicat pe domeniul acesta Free Energy. Aș vrea să punctez, adică cred că nu sunt cuvinte care să caracterizeze importanța unui astfel de om. E puțin să-l numim geniu, cred eu. Aș puncta câteva date biografice din existența lui, care sunt marcate de geniul lui inventiv și de anumite sincronicități care sunt aproape mistice. Se naște în noaptea de 19 iulie 1856 în Smiljan, în provincia Lika din Austro-Ungaria, Nikola Tesla, într-o familie care a avut 4 copii. Cel mai mare copil, care moare la 12 ani, David, era de fapt cel mai deștept, era un geniu, se dovedea un geniu. Și moare la 12 ani, moartea lui David îl marchează atât de mult pe Tesla, încât vrea să fie mult mai bun decât David și mult mai inteligent. Urmează școala primară, urmează liceul, iar în liceu deja se remarcă spiritul lui inventiv.
și o atracție, adică deci din liceu începe să dezvolte niște atracții obsesive către anumite numere. De exemplu, căuta să rezolve toate problemele de matematică folosind cifra 3, de exemplu. Și termină în 3 ani liceul în loc de 4. Profesorul lui de matematică și de fizică îi face acest cadou. După care se înscrie la Politehnica din Graz, nu termină din cauza problemelor financiare, îi lipsesc sponsorizările. Urmează o universitate de filozofie în Praga, după care pleacă în Paris, pentru că își dă seama, mă rog, la 16 ani, el a fost educat să devină preot. Tatălui, Milutin, Teslea, preot, un membru marcant al Bisericii Ortodoxe din Croația, l-a educat până la 16 ani să devină preot. Mama sa, Gica o chema, de origine româncă din Banatul Sârbesc, era ființa de o inventivitate și de o creativitate și o inteligență cu totul și cu totul deosebită. Era renumită în toată provincia pentru geniul ei inventiv și pentru abilitatea ei de a produce lucru manual de, așa de excepție. Mulți spun că de la ea a moștenit Tesla geniul său inventiv și creativ. De fapt, mama lui l-a învățat cum să intre în stări modificate de conștiință. Și la 16 ani, pentru prima dată, are o viziune care îi se manifestă la nivelul frunții și își dă seama că poate să creeze în acea viziune absolut orice. Să creeze un experiment, să-l corecteze. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim imediat. Am revenit și am să rog pe Eugen să punctăm cumva principalele teorii pe care Tesla le lasă moștenire generațiilor următoare. Și trebuie să spunem, poate puțină lume știe, că el a avut un plan de a electrifica întreaga planetă pe free energy, adică să nu se mai plătească consumul de energie. Împreună cu Marconi are multe studii despre antigravitație, farfurii zburătoare și mai ales despre călătorii în timp. Să vorbim un pic și despre asta. O să vorbim, pentru că există în această carte, modul în care programul de apărare SUA, Star Wars, cunoscut desigur și după serialul de mare succes, început în 1983, folosește tehnologia descoperită cu mult înainte de Tesla, botezată Raza Morții. Viziunea lui Tesla despre aparatele de zbor antigravitaționale electrice, care preluau energia prin aer de la niște tunuri de emisie, și noi vedem că noi acum intrăm pe tehnologia asta de consum hibrid în 2008-2009, abia au fost scoase primele exemplare, dacă le putem numi așa, de mașinării care folosesc energie electrică la scară industrială. Să mai vorbim un pic despre cum energia electrică ar putea fi distribuită gratuit și utilizată oriunde pe pământ, din moment ce este free și poate fi captată de oricine. Și mai ales, poate că aici e un subiect care predispune cumva, mai ales pe cei inspirați de teoria conspirației, și anume a faptului că este foarte posibil, și unii spun că Tesla a fost ajutat să ne părăsească mai repede, întrucât viziunile lui de utilizare a energiilor ar fi subminat imperiile petroliere și cele care utilizau combustibili clasici, fosili. La 16 ani, copilăria lui este foarte incertă și existența lui, adică sunt multe date care sunt foarte controversate. Și unii spun că din dorința de a nu merge în armată, pentru că se făcea armată atunci în Imperiul Austro-Ungar, merge într-o zonă, deși tatăl lui spusese să nu meargă, în care era epidemie de holeră. Și se îmbolnăvește de holeră. Și este la un pas de moarte. Da? În momentul respectiv, Tesla are o viziune. Și chiar apare fizic o bătrână în fața casei Tesla și le dă un remediu care îl vindecă pe Tesla. Și acea viziune îi spunea că rolul lui este să descopere și să inventeze. Tatăl lui, care vrea să-l facă preot în timpul bolii, i-a promis că dacă se însănătoșește,
îl lasă să facă, să devină inginer așa cum vroia el. Câțiva ani mai târziu ajunge la Paris și se alipește companiei lui Edison, filialei companiei lui Edison în Europa, Edison's Continental Company. Și pleacă la Strasburg ca să pună în aplicație câteva din proiectele companiei. La Strasburg are o viziune în care, deși nu exista pe vremea respectivă, deci nu existau sisteme de curent alternativ, nu se știa mare lucru despre curentul electric, are o viziune în care proiectează toate motoarele care se folosesc astăzi din punct de vedere electric. Deci toate motoarele care există de curent alternativ, polifazic, cu nu știu câți poli, cu motoare în colivie, sunt proiectate de Tesla înainte de 1900. Da? Fără nicio modificare se folosesc aceleași motoare care, iată, au deja mai bine de 100 și ceva de ani, absolut fără nicio modificare, că s-au mai descoperit materiale mai bune, se fac din alte materiale, dar principiile sunt aceleași. Chiar vreau să te întreb, există astăzi, în dimensiunea asta ultra-tehnologizată și ultra-modernă în care trăim, vreun exeget de-a lui Tesla care să-l fi depășit? Nu. Nu există cineva. Adică el e încă încifrat și invențiile lui sunt încă încifrate, deși ele sunt cu 100 de ani vechime? Odată cu moartea lui, da? Nepotul lui pe care Tesla l-a adusese după 1900 ca să-l ajute, deja avansase în vârstă și l-a adus pe nepotul lui ca să-l ajute și să îi preia și să-i lase moștenire patentele, acuză că din hotelul din New Yorker, din New York, în care a fost găsit mort Tesla, îi lipseau toate scrierile lui Tesla. I-au fost spart apartamentul și au fost furate toate aceste scrieri. De atunci n-au fost făcute niciodată publice scrierile lui. Ideile lui, adică el este implicat în foarte multe lucruri. Free energy înseamnă energie gratis. Ideile lui Tesla, el a introdus acest concept. Ideile lui Tesla spuneau că din... La ce vârstă a murit el? La 87 de ani, în 1943. Pe 5 ianuarie a rugat camerista hotelului unde locuia să-i pună o plăcuță pe ușă, vă rog, nu deranjați. În ultima perioadă aveți să izolați destul de mult. Și la 3 zile mai târziu, când au văzut că nu l-au găsit în cameră mort, lipseau toate hârtiile lui. Sunt unii teoreticieni ai conspirației, da, care spun că el se pregătea, pentru că era conștient de faptul că nu mai are foarte mult timp în corp, da, se pregătea să publice și să-și facă publice toate aceste descoperiri și că atunci o instanță ocultă, o instanță abstractă pentru omul obișnuit a hotărât că umanitatea nu este încă pregătită să ia contact cu aceste tehnologii și mai degrabă că cei care dețin marea piața finanțelor și a capitalului nu erau ei foarte dispuși să renunțe la uluitoarele profituri din vânzarea de energie, pentru că cineva, nu inspirat fiind de Hristos, care spune că regatul lui nu este din lumea aceasta, nu vroia să mai ceară omului bani pentru ceea ce lui s-a dat de la natură, adică apă, hrană și energie. Tesla, dacă vroia, putea să fie un tip super bogat. A avut două companii înființate înainte de 1900, da? Una dintre ele în 1885, una în 1887. Amândouă companiile au avut capital de plecare, una 200.000, una 500.000 de dolari. La vremea aceea sume fabuloase. Imens, adică deci înmulțim cu... Câteva zeci de milioane astăzi, probabil. Exact. Adică erau bani pe care el a investit în cercetări de dragul ajutării umanității. Deci scopul lui a fost unul profund umanitar. Să nu uităm că, deci, în aproape toate evenimentele celebre în domeniul acesta al științelor alternative, Montauk Project, Experimentul Philadelphia, Manhattan Project, aproape în toate proiectele sunt făcute după schițe și desene realizate de Tesla. Vreau să te rog să mai adăugăm un vlah. Tesla... Este nume de vlah. Ei da, sunt... e nume de vlah. Adică, oricum, vlahia se întindea și la sud de Dunăre. Sigur adică, că da. Dar mai avem. Îl avem pe Henri Coandă.
al nostru, care da, e mai de-al nostru. Da, și, da. Și el este un personaj samizdat așa cumva. Foarte puțină lume mai știe astăzi de uluitoarele, de fabuloasele lui descoperiri și fabuloasele lui invenții. Da, e uluitor cum nu se promovează valorile, în schimb toată lumea știe. Hai să spunem două vorbe și despre Henri Coandă. Pentru că alături de Tesla și de Einstein, mă rog, și de alții neobosiții căutători ai minții și sufletului omenesc, au lăsat un patrimoniu universal, niște mari beneficii pentru generațiile următoare. Sunt două mari descoperiri ale lui Coandă care sunt super cunoscute, adică motorul cu reacție al lui Coandă și aerodina lenticulară. Deci este... Și el nu vrea să utilizeze free energy, mai ales la vehiculele el de zbor. Chiar, aerodina lenticulară se bazează pe așa zisul fenomen Coandă, da? Care de fapt generează o forță de propulsie, generează antigravitație, folosind fluxul, curgerea unui fluid pe o suprafață parabolică. Și automat, numai datorită faptului că un flux, aer, orice fluid care curge pe suprafața unei suprafețe lenticulare, generează dedesubt forță portantă, deci generează antigravitație. Deci este deja o noțiune de free energy. Coandă se spune că a mai făcut cadou statului român, nu știu cât de adevărat este, o armă care putea să asigure protecția României asupra unui prim atac și care am înțeles că a fost folosită când rușii au vrut să intre în... Da, în 1968. Da. Tot un fel de raza morții ca lui Tesla. Era un fascicul laser. Și la Tesla a fost tot gen de fascicul laser, doar că a fost o undă electromagnetică coerentă, care dă o senzație de luminos. Deci Tesla, practic, a gândit totul. Asta era și marea lui amărăciune. Deci era un perete luminos care să protejeze Statele Unite împotriva oricărui atac. Deci el nu se gândea decât la apărare, nu se gândea, adică tot. Și ei au luat și au folosit principiul respectiv și au făcut arme de distrugere. Adică cei doi s-au cunoscut? Tesla cu Coandă? Coandă, nu știu dacă s-au cunoscut, deși au trăit în epoci, în aceleași epoci. Îmi imaginez, acum sigur, cineva care s-ar amuza, probabil, și ar avea mult timp, ar putea să scrie o enciclopedie istorică a lui și dacă. Ce ar fi fost dacă cei doi titani s-ar fi întâlnit? Păi, s-a întâlnit Edison cu Marconi. Și, ca urmare, Tesla cu Marconi s-au întâlnit. Pardon, Tesla cu Marconi. Și ca urmare, Marconi a descoperit radioul. După aceea, deci urmașii nepotului Edison a dat în judecată, pentru că, de fapt, Tesla descoperise cu mult înainte și enunțase principiile și a fost recunoscută paternitatea. Dar, deși a fost recunoscută paternitatea, există un proces între statul american și Croația. Toată lumea știe astăzi că Marconi a fost un mare geniu și el a descoperit radio. De fapt, Tesla a făcut cu mult mai mult decât atât. În 84 pleacă din Paris și vine în Statele Unite și șeful companiei Edison din Paris, Charles Bachelor, îi scrie lui Edison: cunosc două persoane remarcabile pe planeta asta, ci unul dintre ele ești tu, îi scrie lui Edison, și al doilea este tânărul pe care îl trimit cu biletul la tine. Deci, Tesla, care avea 20 și ceva de ani. În 1888, în fața Institutului American de Inginerie Electrică, prezintă o conferință care a rămas punct de referință, este considerată conferința cu impactul cel mai mare la acest institut de inginerie americană, care se numește un nou sistem de motoare și transformatoare de curent alternativ. Practic, această conferință a schimbat lumea și a produs utilizarea curentului așa cum o știm noi astăzi. Ca să facem un pas și înspre o dimensiune mai concretă și chiar relativ practică a discuției noastre, vreau să mai recomand o carte foarte interesantă, Manualul dispozitivelor Free Energy, o compilație de patente și rapoarte a lui David Hatcher, o carte care înglobează majoritatea, dacă vrei, teoriilor legate de Free Energy. Și există acolo un capitol și despre Tesla special. Și pentru că am ajuns până aici, haide cumva să
le enumerăm cumva posibilitățile de a, de a utiliza gratuit și inevitabil pentru toată lumea toate aceste taine naturale de a produce energie, pentru că natura ea însăși este un mare dispozitiv de producere energetică. Și uite, să citez aici din Hatcher o chestie interesantă legată de energia geotermală, că e doar un aspect dintre ele. Spune, energia geotermală, aspecte precum energia geotermală sunt gratis, dar costă mult să le canalizăm și să le folosim. Generatoarele electrice obișnuite convertesc energia aburului sau apei în tensiune, cu un randament mult sub 100%. La aceasta se adaugă pierderile din rețeaua de distribuire a energiei și aici aș face o paranteză, plus sumele fabuloase pe care băieții deștepți din energie le fac și le bagă în buzunar, scriind doar de pe o foaie pe alta. Așa, la modul ideal am avea nevoie de ceva care este deja în jurul nostru peste tot, ceva capabil să mobileze electronii, adică tensiunea, fără o conexiune mecanică prea complicată. V-ați putea imagina un impozit pe gravitație? Dar pe câmpul electrostatic al Pământului sau pe spațiul vid. Sigur că în nenorocirea lui omul Lacom a pus preț pe apă. Mai târziu, același om, în nenorocirea lui Lacom, când la summitul Terra, mi se pare, din Brazilia din 2010, la cererea multor organizații ecologiste și chiar șamanice din zonă, au spus, domnilor, nu mai defrișați pădurile, nu mai nenorociți Amazonul, pentru că va veni o vreme în care vom plăti această îngrozitoare factură a distrugerii habitatului din jurul nostru. Toate astea au un sens. Lemnul are sens, că trage apă din pământ, dacă eliberează oxigen, nu mai stăm să acum să-i trebuie la multe. E ca și cum un om ar hotărâ să-și scoată un plămân sănătos. Să-și amputeze un organ. Sau să-și amputeze un picior, că are el chef să meargă mai sprinten într-un picior. Nu se poate, ai două picioare, trebuie să le folosești pe amândouă. Și știi ce au spus marile companii? Au zis, da, dom'le, suntem de acord să nu mai tăiem lemne, că și nouă ni se pare destul de ciudat așa să chelim planeta de copaci, dar pentru asta ar trebui ca fiecare cetățean al planetei să plătească 50 de euro pe cap de locuitor. Adică să plătim ca să nu ne îmbolnăvim. Să plătim apa care e gratuită, cum vine asta? Și atunci întrebarea de acolo, deși e redundantă, s-ar putea să aibă un răspuns neașteptat. Da, omul să poată, nenorocirea lui, să pună impozit pe antigravitație, să pună impozit pe aerul pe care respirăm. Ce, crezi că mai e mult până acolo? Cred că nu. Condițiile sunt complet diferite acum, de exemplu, nu știu, în timpul lui Ștefan cel Mare, peste 75% din suprafața României era acoperită de pădure. Acum mai puțin de 23% este împădurită și nu se mai compară pădurile cu codrii virgini de acum 500 de ani. Oceanul planetar este cu 30% mai acid decât în anii 50. Deci, clar, trăim într-un mediu complet diferit. De fapt, Tesla... Ideile lui Tesla despre free energy, despre energia aceasta obținută gratuit și meritul lui a fost că a lansat un suport teoretic care să permită generațiilor viitoare să înțeleagă altfel lucrurile. Da? El, de exemplu, spunea, nu știu, adică este o energie imensă, sute de mii de megawatts de putere electrică care în fiecare clipă se declanșează în atmosfera noastră terestră datorită fulgerelor. Deci există o energie statică imensă pe care Tesla propune să o utilizăm și construiește un dispozitiv. Da, o enormă termocentrală cosmică care se amorsează spontan de fiecare dată când plouă. Iar în momentul în care începe să producă rezultate consistente, cel care îl sponsoriza, bancherul Morgan din clanul Rockefeller, nu numai că îi taie toate fondurile, îi dinamitează pur și simplu laboratorul și afirmă așa mesianic ce energie pe gratis o creadă domnul Tesla. Adică scopul celor care conduc această lume este ca să producă o energie măsurabilă pe care să o poată cuantifica, vinde la pompă, la kilogram, la litru. Și așa la... ne explicăm noi de ce încă în mileniul ăsta, care totuși este un mileniu al cuanticii și trebuie să fie un mileniu al despărțirii de mecanicism și intrarea între o nouă viziune mai complexă și mai
complicată, dacă vrei, în simplitatea ei, despre tot ceea ce ne înconjoară. Suntem dependenți de pompa de benzină, benzina se scumpește exact. De fiecare dată când cineva are chef să se mai îmbogățească puțin, mai pune un euro sau 0,5 euro cenți la benzină și așa mai departe. Uite, îți propun să punctăm trei direcții. Te rog. Declanșate de Nikola Tesla. Una dintre ele este proiectul Montauk, al doilea este automobilul electric cu alimentare cu energie luată din pământ și convertită printr-un sistem inventat de Nikola Tesla. Da? Și o altă direcție este legată de sănătate. Toate propuse de Nikola Tesla, toate sunt absolut revoluționare, toate... ar fi schimbat, fiecare dintre ele ar fi schimbat omenirea în cu totul și cu totul alt mod și care nu sunt promovate, nu sunt publicate, nu se știe. Păi hai să le promovăm măcar printre noi pe aici, pentru că eu îmi pun mare nădejde în puștanii ăștia care au acum 18-19 ani și care au capacitate de sinteză și de asimilarea informațiilor din mediul înconjurător mult mai mare decât o avem noi. Softul lor e de NASA față de ABAC cu care suntem noi astăzi și poate că ei îl vor înțelege pe Tesla și pentru că sunt vlahi de-ai noștri și rezonanța merge și de neam în neam, poate vor aplica copiii ăștia și români, vor aplica invențiile și a lui Coandă și a lui Tesla. Hai să o luăm pe prima. Doamne ajută, proiectul Montauk, da? Deci după moartea lui Tesla, un inginer neamț, John Neumann, deci cel care este fondatorul, creatorul primului calculator. El construiește primul calculator, sistem de calcul cu tuburi electronice. El a fost numit titularul unei catedre în cazul unei universități în cadrul Statelor Unite și el este artizanul participării la două mari experimente, la experimentul Philadelphia, în care fără acordul lui Tesla, Tesla trăia încă și n-a vrut să participe la experiment. De ce? Pentru că Tesla a vizualizat și a dat seama că o să aibă implicații negative asupra ființelor care participă. Și după experiment, când nava s-a întors, USS Eldridge s-a întors în portul de origine, erau foarte mulți, au murit, erau încastrați în zidurile navei, adică s-a schimbat complet de-abia prin anii 80 și au dat seama că le-a fost schimbată referința temporală. Au venit toți la locul lor ca și poziție spațială, dar într-un alt timp. Da. Exact. La referințe temporale distincte. Deci trebuie să spunem că Tesla a reușit în probabil stări de conștiință modificată să înțeleagă secvențele temporale din univers. Noi aparținem unei secvențe temporale acum în generația asta. Era un om capabil să vadă rezonanțele acolo unde nici nu-ți poți imagina. De exemplu, a făcut un oscilator mecanic cu care genera cutremure. Și primul experiment pe care l-a făcut când și-a dat seama cât de periculos poate fi, a fost că aplica această oscilație unei bare din oțel, groasă de 15 cm, lată de 5 cm, deci o șină de oțel, care începea să pulseze ca o inimă, până când se rupea și craca chestia respectivă. Și Tesla a spus că este foarte periculoasă, că în felul ăsta chiar pământul poate fi făcut să oscileze și să explodeze în mii de bucăți. Da. Deci, și asta este o chestie, adică știm mecanică, știm ce înseamnă rezonanță, el pur și simplu, exact ca în jocul elor, vedea idei, adică... Da, eu cred că el l-a aplicat foarte bine pe Pitagora care spusese, și noi am crezut că e așa, că e o frază filozofică sau că e o metaforă, că totul în univers este muzică, adică vibrație și matematică. Și atunci Tesla a pus în ecuație matematică, a reușit să pună în aplicare vibrația asta universală, căreia i-a găsit niște utilități și benefice, că acum armatele lumii și centrele de putere ale lumii au găsit și ei utilitățile acestor jocuri, dar utilitățile malefice și aplicate pe distrugere. Tesla a fost un pacifist, el le-a aplicat pentru om și nu pentru armată. El a intuit pentru prima dată existența unor unde electromagnetice, așa zise, undele scalare. Trebuie să luăm pauza ca să nu te întrerup după aceea și să mergem legat cu celelalte două. Imediat revenim. Am revenit sub privirile îngăduitoare ale Nikola Tesla. Îmi place mai mult să-i dau rezonanța vlahă
a numelui și rămăsese să concluzionăm apropo de Montauk. Montauk, da. La Montauk, proiectul Montauk s-a bazat pe dispozitivele gândite de Tesla, pe principiile enunțate de Tesla și ad literam au fost implementate toată aparatura pe care Tesla a gândit-o. Tesla a emis ipoteza că, de fapt, există forme de electromagnetism care nu sunt luate în calcul și care se numesc unde scalare. Și chiar râdea de faptul că ar putea exista o viteză limită în univers, unde la acestea scalare sunt unde care oscilează în lungul direcției de propagare. Deci nici nu se pot reprezenta într-un spațiu tridimensional. Da? Noi, toate undele pe care noi le... sunt unde transversale, oscilează perpendicular pe direcția de propagare. Ei, astea sunt unde longitudinale, ar oscila așa, în lungul direcției de propagare. Și spune că, de fapt, sunt unde care se propagă cu viteze mult mai mari decât viteza luminii, sunt unde care pătrund, penetrează prin orice fel de obiect, au o distribuție uniformă în spațiu, deci nu sunt atenuate. Și spune că, de fapt, gândurile ar fi de natură scalară. Da? Și construiește și gândește niște dispozitive care sunt puse în practică și prin anii 83 se ajunge la apogeu, deci cu experimentul Montauk. Practic se construiesc niște dispozitive care identifică formele gând, sunt capabile să le reproducă, adică să intri în câmpul respectiv și să reproduci forma respectivă gând. Exact cum spunea Duncan Cameron, intrai și în momentul respectiv simțeai cum te apucă cineva de minte și nu te mai puteai gândi la altceva decât la obiectul care ți era indicat în timpul ședinței. Și se manifesta fizic obiectul respectiv, adică se coagula... Dragii mei, dacă vreun dictator de tip Stalin, Ceaușescu, Kim Jong-un sau alții ar pune mâna pe un asemenea dispozitiv, visul de aur al satanismului pe pământ ar fi împlinit. Adică, domne, o tehnologie de control care să permită unei entități numită, nu știu, guvern sau așa mai departe, să controleze până și nivelul cel mai intim al persoanei care este visul său. Exact, da. Și ai senzația că aceste tehnologii nu sunt deja operaționale în câmpurile noastre? Au fost implementate, adică s-au făcut mind control, s-au făcut tot felul de sasuri, de trecere, adică ceea ce vedem în Stargate cu trecerea de pe planetă pe alta, se pare că au fost construite în cazul acestor experiențe și ar exista cumva, poate nu la o scară atât de fantastică ca în Stargate, dar există deja premizele și experiențe făcute care... Păi, atâta timp cât arhivele KGB și CIA sunt desecretizate în acest capitol al psihotronicii până undeva în anii 70. Da. Noi putem, toți, fiecare dintre noi care s-a interesat, eu am fost interesat când am scris Demonii puterii în democrație, manipularea, dezinformarea și agresiunea infoenergetică, am fost interesat de toate aceste descoperiri și există și pe piață și, mă rog, și netul, dar eu recomand cărțile de specialitate apărute, există o cazuistică extrem de stufoasă și de interesantă a acestor experimente asupra sau denumite mind control care sunt generate de naziști în perioada premergătoare începutului celui de-al doilea război mondial, apoi sunt preluate de armatele învingătoare, jumătate din savanții nemți se mută și formează CIA-ul, poate puțină lume știe că CIA-ul totul este format mare parte de, din hai să spunem, chiar membrii... Foști naziști. Foști naziști, iar KGB-ul, desigur, preia, fără niciun fel de, hai să zicem, jenă ideologică sau jenă... Tehnologia din fosta religie, tehnologia și... pe care tot de la naziști o iau și o prelucrează și devin și ei o superputere tehnologică alături de America. Dar să nu uităm că nemții au avut tehnologie... Nu știu, deci există obiectele de zbor de tip antigravitațional, Vril și Hanebu, care au fost construite de către nemți și despre care nu se mai știe absolut. Primele OZN-uri purtau semnele svastica și semnele SS. Ale nemților. Da. Ei, deci, practic, la asta se referă Montauk Project, la o capacitate de a materializa formele mentale și de a le pune în practică. Da? Ca o aplicație directă, să spunem, a undelor scalare, este radionica. Deci de asta am și adus aici un dispozitiv radionic. Chiar te rog să ne și povestești despre ce e vorba. Despre un dispozitiv radionic. Ce face? Nu poate fi folosit decât în scop benefic, ca să nu... Ei, toți spun asta.
și n-ajunge, adică deci chiar înăuntru sunt niște sisteme de filtrare care nu lasă, nu te lasă să-ți faci rău ție și automat nu poți face rău. El, de fapt, materializează forme gând, cumva cam ca în magie, adică deci practic tu scrii o formulă acolo, se folosește o amprentă, faci un acord și fenomenul leagă două puncte de referință, subiectul asupra căruia acționezi și influența pe care vrei să o trimiți, bazată pe aceste unde de scalare pe care Tesla le-a postulat, le-a proiectat dispozitive pentru asta. Și care sunt aplicațiile în domeniul sănătății, de exemplu, al acestui aparat? În terapie, autovindecarea, deci este una, absolut în orice terapie poți să folosești, îți induci. Deci este ca și cum ai avea un neuron extern, deci am avut chiar experiențe foarte interesante, de exemplu, o persoană care, deși era o persoană foarte educată, o persoană cu cunoștințe foarte vaste, nu reușea să prospere financiar. Și mă rog, lucrând și transformându-se, a realizat, a avut o viziune așa cu totul și cu totul spectaculoasă. A văzut o imagine de când era copil, la un an și două luni, se juca cu niște jucării și avea și un magnot, a vrut să o bage în gură și mama ei a spus nu, că e murdărie. E, nu. Și atunci s-a asociat o idee de ceva murdar cu banii. Și asta o bloca pe ea să manifeste prosperitatea financiară. Așa se întâmplă. În realitate, mintea noastră este omnipotentă, dar engramat în mintea noastră, adică în subconștientul nostru, vin și spun banii sunt ochii dracului sau mănânci ficații sau diverse alte care produc boală în corpul nostru. Și atunci, ceea ce poți să faci cu un astfel de dispozitiv este să-ți generezi o idee semi-automată, semi-subconștientă, controlată. Adică da, este, poate, eu sunt absolut convins că și Tesla și Quand prefigurau zorii cuantici, adică ei erau deja într-o mega gândire cuantică. Tesla a fost cel care a pus pentru prima dată pe tapet fenomenul de entanglement cuantic, adică când două particule cuantice sunt unite și apoi separate, una o duci la un capăt al universului, cealaltă la celălalt capăt, între ele se păstrează o legătură, adică dacă acționezi asupra uneia într-un fel, instantaneu, ca și cum n-ar exista distanță între ele sau ca și cum viteza de propagare este infinită, aceeași acțiune se manifestă în celălalt capăt al universului, la cealaltă particulă. Deci Tesla a fost primul care a ridicat obiecții privind... Și atunci putem înțelege puterea rugăciunii din această perspectivă? Absolut. Adică absolut. Dacă eu sunt aici un emițător de rugăciune, iar Hristosul cosmic sau Dumnezeu sau Brahma sau, nu știu, Odin, cum vrem noi să-l numim, că e același, este... Întreg universul se structură. Receptor și el la rândul lui este un emițător și eu sunt un receptor. Nu se creează o radionică, nu se creează un flux, nu se creează un circuit frecvențional prin care noi suntem în timp real. Adică dacă eu pot acum să ascult pe net un post de radio din Zimbabwe cu un delay de 3 secunde, oare cum nu-l pot, nu mă pot conecta cu alte lumi sau cu alte planuri în același timp, cu același delay de 3 secunde? Exact. Adică noi trebuie să, dacă putem, De când s-a inventat radio, oamenii ar fi trebuit să fie convinși că există Dumnezeu. Și totul se încăpățânează să creadă că Dumnezeu e așa un hazard sau poate doar un principiu. Da, cam asta despre Montauk. Da? Un alt proiect al lui a fost mașina electrică construită prin anii 30, 1930-1931. Primește cadou în Pierce Arrow, o mașină de lux la vremea respectivă și cu sponsorizări de la niște prieteni, Westinghouse, care se socotea obligat față de Tesla, pentru că Tesla a fost de generozitate ieșită din comun. Toate brevetele lui privind motoarele de curent alternativ, i-a vândut lui Westinghouse și Westinghouse, care nu era un tip rău intenționat, i-a făcut un contract lui Tesla prin care să-i dea, i-a dat o sumă de bani atunci și câte $2.5 la fiecare cal putere produs de uzinele Westinghouse, la fiecare motor, la fiecare cal putere la motoarele produse de Westinghouse. Sumele care se adunase ar fi fost atât de mari și Westinghouse era deja în faliment, n-a condus bine fabrica, pe de altfel existau și interese că bancherul Morgan vroia să controleze producerea de curent electric și a cumpărat Edison Company și încă o altă companie și l-a eliminat pe Westinghouse de pe piață și Tesla i-a rupt pur și simplu contractul și i-a spus pentru un prieten, chestiile astea nu contează.
Da? Deci el era de o generozitate ieșită din comun. Și atunci Westinghouse i-a făcut cadou această mașină și l-a sponsorizat ca să producă. Și Tesla a pus, a instalat pe ea un motor care avea cam un metru, un motor despre care a dispărut, nu se mai știe nimic despre el, un motor electric de 80 de cai putere, care avea cam un metru în lungime și vreo 65 de centimetri în diametru. O cutie neagră amplasată în torpedou, care făcea conversia energiei luate din pământ în energie electrică, și o antenă foarte stranie de 1,8 metri care capta această energie. Fără niciun fel de acumulator, fără niciun fel de motor. În teste care au durat aproape o săptămână lângă Niagara Falls, lângă cascada Niagara, mașina a prins 90 de mile pe oră aproape fără efort. Și toată lumea aprecia cât de silențios, cât de tăcută se mișca această mașină, care nu scotea niciun fel de fum și n-avea țev de eșapament. Deci asta apropo de free energy și ce se poate face cu această... Înțelegem de ce anumiți banchieri care, mă rog, pentru care banul nu este un vehicul energetic, ci o icoană în sine, care furnizează putere, da? Pentru că omul, când și-l pierde pe Dumnezeu, iese în căutarea unei umpleri cu putere. Când își pierzi esența, îți cauți o putere. Și atunci, acum, industria autovehiculor, care urma să scoată profiturile astea uluitoare pe care le-a scos începând în anii 30 până astăzi, ar fi renunțat, crezi tu, de bună voie? Never. Adică privilegiații lumii ar fi renunțat la cașcaval? Wow. Pentru că un om generos a vrut să ne ofere fiecăruia posibilitatea să ne utilizăm atât propriile noastre energii vitale, care, gândite într-un anume sens, pot crea niște mecanisme, plus toate energiile din jurul nostru care ne-au fost dăruite. Din moment ce ni s-a dăruit să locuim aici, că n-am ales noi să locuim pe planeta asta, ne-am trezit aici ca niște personaje așa, în căutarea unui autor, dar ni s-a oferit mediul în care să trăim. Ni s-a dat aer să respirăm, ni s-a dat apă, ni s-a dat pământ, ni s-a dat foc, și împreună toate aceste elemente pot constitui 11.000 de variante de universuri și de lumi posibile pe care și noi să le și construim alături de Dumnezeu. Cred că e o nouă dimensiune în care am putea trăi, adică dimensiunea aceasta în care noi suntem perfect integrați în natură. Natura ne pune totul la dispoziție. Din moment ce prin Montau gândurile au putut fi materializate și întinzi mâna și spui măr, mărul ți apare în mână, întinzi mâna și spui pâine, pâinea ți apare în mână, adică deci, în momentul acela... Ce altceva mai necesar, adică să te închini la un zeu ban, care nu-i de fapt decât un simbol, pentru că dacă ai 2 milioane de euro și vine războiul, mor cu ei de gât, pe când dacă ai 2 tone de grâu și... Alea sunt valori autentice. Uite, adică... pentru că vorbim de ecotehnologii, vă mai recomand o carte foarte interesantă, Vrăjitorul apei, extraordinare descoperiri ale lui Victor Schoberger, volumul 1. Aici se spune așa că în fiecare picătură de apă de izvor se află mai multă energie decât poate produce în prezent o centrală electrică de dimensiune medie. Apa, fundamentul vieții. Totuși, cât de des ne oprim pentru a observa adevărata sa importanță, adevărata sa natură? Schauberger a fost inginer silvic și un pădurar. Și el a fost artizanul care a stat la bază la tehnologiile antigravitaționale germane Vril și Hannebo. Deci ideea de free energy, după părerea mea, are doi mari părinți. Unul este Tesla și al doilea este Victor Schauberger. Amândoi au niște idei atât de generoase, iar Schauberger, în mod special, explică cum, utilizând forțele naturii, natura ne poate da absolut orice. Adică cum putem trăi în armonie cu natura fără să tăiem copaci, fără să deviem cursurile apelor, fără cum, doar pur și simplu, niște elemente extrem de simple. Asta face parte dintr-o colecție care se numește Ecotehnologii și acum apare volumul 2 al lui Schauberger, care se numește Natura mea a fost profesor. Și mai e o carte interesantă, vorbind de free energy, energie extrasă direct din vid, calea către 9 euro. Iată o altă posibilitate
de a revoluționa, dacă vrei, cumva, filozofia noastră cu privire la consumul energetic. Și uite, aici, în cartea asta, este vorba despre o extraordinară revoluție care se produce în prezent, care va modifica radical peisajele, mediul înconjurător, economia și chiar viețile noastre. Ea va însemna sfârșitul unei politici conduse de petrol și începutul unui nou mileniu grandios în care fiecare va dispune de propriile resurse de energie nelimitate și nepoluante, dobândind în același timp o independență energetică reală. Tipul ăsta, Jean Manning, care a scris cartea, de asta am și adus cartea aici în emisiune, are un capitol întreg dedicat lui Tesla. El nu lipsește, de fapt, în nicio carte despre tehnologie alternativă, despre free energy, și strânge la un loc toate ideile fundamentale care există despre free energy sau a existat pe planeta asta. E foarte interesantă. Adică acolo găsești trimiteri spre tot ce este interesant legat de free energy. Uite, în această carte sunt două citate care ne fac cumva să și punem întrebări, dar să și găsim răspunsuri. Ce spune Nikola Tesla înainte? Nu peste multă vreme mașinile noastre vor fi alimentate cu o energie disponibilă în orice punct al universului. În întreg spațiul se găsește energie. Revista Nexus spune așa: a existat o vreme în care doctorul Nikola Tesla era unul dintre oamenii cei mai cunoscuți ai planetei. Astăzi numele lui a fost șters din manualele noastre științifice și școlare. Ce a descoperit el oare pentru a cădea în disgrație? Răspunsul este inclus în întrebare. Ideea care ne făcea liberi. Da. Și o altă direcție către care Tesla s-a îndreptat a fost sănătatea. Cât de benefice sunt aceste sisteme, cât de integrate în armonia divină sunt aceste sisteme și care este impactul asupra noastră. Tesla, trebuie să spune că era un fervent creștin ortodox. Era ortodox, adică a fost educat să devină preot, adică era mistic aproape. De fiecare dată când avea o viziune, îi apărea un porumbel alb, vedea el, ceilalți nu-l vedeau. Și din cauza asta avea o obsesie pentru porumbei, se ducea în parc, hrănea porumbei, considera niște păsări cu totul și cu totul deosebite. Și de-abia după aceea avea viziunile științifice respective, da. Și el a descoperit că utilizând free energy, utilizând energia aceasta manifestată direct din vid, frecvențele nu pot fi dictate de către om. Frecvențele pe care se produce acest fenomen sunt structurate de însăși rezonanța care se creează între dispozitivul care manifestă acest lucru și spațiul subtil. Și atunci întotdeauna acele frecvențe sunt benefice. Un inginer francez, Lakowski, a preluat după Tesla ideile lui Tesla și a construit un generator multi-wave generator, generator multi-undă, cu niște antene foarte speciale, care de fapt nu este altceva decât o bobină Tesla. Și a reușit să producă vindecări uluitoare, adică cancere, întineriri, niște lucruri de-a dreptul și de-a dreptul uluitoare. Brusc a fost și el șters din istorie, brusc nu se mai știe nimic despre el, brusc nu apar publicări despre el decât prin Nexus, prin reviste care oricum sunt discreditate și care sunt... Și care au un tiraj din ce în ce mai mic pentru că sunt din ce în ce mai boicotate și scoase din piață și așa mai departe. Da, asta este de fapt. Dar impactul tehnologiilor acestea asupra sănătății, comparativ cu ce se produce astăzi, nu numai că nu este nociv, din contră, vindecă, însănătoșește, creează un om cu o capacitate cu totul și cu totul deosebită. Hai să spun o întrebare care se disociază cumva de ce am discutat până acum și se încadrează cumva chiar într-o teorie a conspirației. E foarte posibil, și am să fac așa o ușoară paranteză înainte, este foarte posibil și sunt foarte mulți autori care spun că până la urmă renașterea a fost creată tot în laboratoarele Inchiziției. Pentru că oamenii ajunseseră la concluzia, deci casta conducătoare, da? Ajunseseră la concluzia că își atinseseră limita de competență și abuz într-o anume direcție politică și atunci trebuiau să păcălească oamenii și să le mai dea un respiro. Și așa a apărut ceea ce s-a numit renaștere. Eu vreau să te întreb, dacă mai puternicii planetei au acces
de pe timpul faraonilor, că ei au acces de pe timpul faraonilor la hipertehnologii pe care le utilizează în funcție de bunul lor plac sau de tehnologiile de control de care au nevoie. Au ajuns la concluzia de cel puțin vreo 20 de ani, de prin anii 90, 80, 90, umanitatea este preocupată de salvarea ecosistemului și de o redimensionare a consumului, pornind de la niște premize de dezvoltare durabilă mai degrabă decât de exploatare nelimitată. Crezi că apucăm noi, să spunem, în generația asta, switch-ul ăsta planetar de la paradigma consumului de petrol și de la filozofia, de fapt, a lui Roger Bacon, care a vrut să se... de Francis Bacon, scuză-mă, care a vrut cu orice preț să se ia la cu natura și să extragă din ea cât se poate, pentru că ea este neînsuflețită și se și regenerează, deși nu știu cum se regenerează dacă este neînsuflețită. E un paradox la care Bacon n-a putut să răspundă, dar în sfârșit, mare filozof. Și să intrăm, cum spuneai tu, adică să apucăm și noi să vedem intrarea asta într-o dimensiune a ecosistemelor? Dacă e să o luăm matematic și să luăm o analiză de tip șir sau serie, evenimentele și schimbările astăzi se succed cu asemenea viteză încât convergem spre un punct de la care această transformare va fi obligatorie. Acolo e capătul șirului. Și ori acceptăm... Dar oare există vreun capăt al șirului vreodată? Eu așa cred. Așa cred și așa și simt și cred că există. Da? Acest capăt al șirului și cred că acest capăt este atât de curând încât nu vor trece mulți ani, eu zic că până în 2020 se vor produce schimbări majore în ce privește mod. Este suficient, lucrurile sunt atât de evidente și atât de simple încât odată această cutie neagră deschisă, oamenii vor începe să gândească în cu totul și cu totul o altă direcție. Și vor vedea, sunt doar niște probleme de paradigmă. Hai să-ți dau un exemplu. Am colegi de facultate care predau în facultate, am prieteni care sunt profesori la facultate, care am făcut electronica. Și mă uit și proiectele care sunt sponsorizate, după părerea mea, sunt niște proiecte impotente. Nu spun nimic. Paralelismul liniilor de cale ferată și influența lui asupra înmulțirii copacilor sau... O chestie care nu spune absolut nimic, nu duce la niciun rezultat. Și am întrebat, de ce nu creați niște proiecte mult mai potente care să producă? Și mi-au spus, asta se sponsorizează. Pentru asta se dau bani. Altfel de proiecte nu sunt sponsorizate. Deci, iată cum prin bani, elita, adică niște oameni care sunt super inteligenți, care formează alți oameni cu școli super înalte, da? Sunt focalizați să gândească într-o singură direcție. O direcție aberantă, care nu produce absolut nimic. Dar la un moment dat, să nu uităm că, de exemplu, Mercedes are patentat automobilul electric cu motoare direct drive pe fiecare roată, cu frâne electromagnetice, care consumă infim, de prin anii 70. Adică lucrurile acestea există. La un moment dat, dacă deschizi, o să apară tehnologia hibridă. După hibridă, în mod sigur, va apare tehnologia în care nu vor mai avea decât alimentare electrică. La un moment dat, cineva își va da seama. Și nu la un singur om. La fel ca și la Tesla. Că, uite, apropo de descoperire de Tesla cu privire la producerea de seisme și de cutremure și pur și simplu de... bazându-se pe forța vibratorie și undulatorie a oricărei emisii, se pot modifica parametrii oricărei realități. Bineînțeles. Am citit, nu știu dacă, am citit-o pe net și de asta sunt ușor circumspect dacă e vrăjeală sau e chiar un lucru serios, că sunt cercetătorii americani, au ajuns la concluzia că noi știm foarte puțin despre subsol. Adică noi știm câteva mii de kilometri, probabil, sau sute de kilometri în interiorul Pământului. Nici măcar. Sunt unii care spun că există vreo 300 de mii de kilometri către epicentrul Pământului. 300 de mii de kilometri, este ceva uluitor. Și zgândere, pe băieți, zic, am zgândere să vadă ce e acolo. Adică, îți dai seama că dacă fiecare generație care intră în Pământ reprezintă un strat de Pământ și Pământul are 4 miliarde jumate de ani, vă dați seama, dragi prieteni, câte morminte sunt
în straturile astea, în kilometri ăștia de... Aici iar este o... Nu, americanii au zis așa, domnule, ca să vedem ce e acolo, vrem să provocăm cumva atomic sau nuclear, da, Pământul ca să ne răspundă. Când ar putea mult mai simplu să utilizeze o tehnologie non-invazivă a lui Tesla și fără să mai introducă acolo capacități nucleare sau arme atomice, că nu știm ce tulburăm la sute de kilometri sub Pământ. Nu știu dacă știi despre teoriile despre Hollow Earth, despre Pământul gol. În anii 60. Hai să luăm ultima pauză de publicitate și să încheiem cu că mai avem vreo 4-5 minute după aceea, să vorbim despre această teorie a Pământului gol. Imediat revenim. Am revenit. Deci, oamenii de știință își cam dau cu presupusul ce se află în interiorul Pământului. Unii spun că e o densitate teribilă și nu se poate afla nimic acolo pentru că este doar aglomerare moleculară. Alții spun că, de fapt, e o impresie a noastră și că nu știm dacă nu, cumva, nu, în interiorul Pământului este un alt univers de sine stătător. O lume întreagă. Prin anii 60, un amiral american a condus două expediții, flote de avioane, deci nu pe jos, nu ca Admunson sau ca... Deci pur și simplu, zeci de avioane care au pătruns în zona Polului Nord și a Polului Sud, sunt două expediții, la un interval de câteva luni, una după cealaltă, și au descoperit că, de fapt, adică relatările lor arată că, de fapt, Pământul nu este o sferă, o geodă, mă rog, un elipsoid plin, o minge plină, și că este gol pe interior, că de fapt scoarța terestră avea vreo 800 de kilometri, așa se și justifică multe, foarte multe lucruri. Există un nucleu fierbinte ca un soare interior, Thiel, soarele negru, soarele din interiorul Pământului, și de fapt aurorile boreale nu sunt altceva decât frange de interferență dintre soarele din interiorul Pământului și soarele din centrul sistemului nostru solar. Bird susține că a intrat în amândouă, a și scris un raport, au fost publicate părți din raport, că au ajuns niște ziariști și au publicat părți din raportul lui Bird și a înaintat vreo 2400 de mile în direcția Polului Nord și vreo 1700 de mile la Polul Sud. Și există continente, există uscate, există oceane și pe interior, și că de fapt Pământul arată ca o portocală, ca o coajă de portocală și cu un nucleu, cu un soare fierbinte în interior. De fapt, un rus a precizat prin anii 50 că polul magnetic al Pământului nu este un punct și că ar fi o linie, iar americanii au ajuns la concluzia că de fapt este un cerc. Da? Exact ca un cerc din acesta, ca o paralelă. Și asta se justifică dacă Pământul are forma asta de coajă. Da? Ne apropiem de finalul emisiunii. Da. Te rog să concluzionăm cumva, adică să trage așa o concluzie cu privire la toate aceste descoperiri ale lui Tesla. Ar trebui să nu luăm nimic a priori. Nu știm, de fapt, care este adevărul. Am fost educați într-o școală care ne-a învățat să ascultăm de un sistem. Asta e tot ce am învățat. Istoria, iată că și geografia, matematica, ne-au învățat să credem în anumite lucruri care se dovedesc cel puțin limitative, să nu zicem false. Cel puțin puncte particulare ale unor teorii mult mai vaste. Asta ne-a învățat tot sistemul acesta de învățământ și de aceea trebuie să rămânem permanent deschiși, pentru că lucrurile pot sta complet diferit decât ne imaginăm noi. Îți mulțumesc mult pentru participare. Gândul inimii și ne revedem sâmbătă viitoare cu o nouă emisiune, cel puțin la fel de interesantă, sper, ca și asta.